ăla e mișto. Da, ăla să vii să uite un salgăția. Dar chiar e frumos. Și are sus acolo prâna aia. Uite, și poți să ieși prin traverseu, poți să surplombi aia. Da. Și să ieși deasupra pintenului. E chiar frumos. Da. E. Ar trebui să ne planificăm și noi așa câteva trasee de bătut aici în zonă. În primăvara asta, vara asta. N-am timp, am nevastă și copii. Da, dar... Voi că sunteți tine, ești necăsătoritor. Iubirea asta de munte nu te ține în casă. Splendid, părătăr, asta în orice casă. Da, i-am surprins vorbind despre trasee. Salvam în Dâmbovița, a pus ochii pe ceva? Da. Ce, Dragoș? Am văzut o fisură aici care se termină undeva sus pe o brână, după care urmează un diedul frumos. Așa. Nu e grad de dificultate foarte mare și nu vedem dacă cineva mai intra pe an, că e zăpadă pe zonele înierbate și nu se văd pitoanele. Dacă n-ar fi așa multă zăpadă, cred că s-ar vedea dacă cineva ai urcat. Nu cred că a bătut nimeni nimic aici. S-ar fi văzut sus în diedul ăla, oricum. Da. Că în orice direcție îi luă, tot prin diedru da, trebuie să ieși. Exact. Deși văd că e o variantă și pe față acolo în stânga, vezi? Sunt niște arcade acolo foarte faine. Oricum, e un lucru care trebuie menționat și scris în cărți. Și luat în considerare. Clar. Adică să înțeleg că în loc să te uiți după fete, te uiți după fisuri. Da. Ok. Are 2 metri zăpadă aici. Am ajuns în canion, prieteni. Aici vara. E un traverseu frumos aici prin dreapta. Acum văd că zăpada îmi permite să urc ca pe o scară direct în canion. Op, așa. Asta e burta făcută la Revelion. Cârnați, pistie. Da. Este monument geomorfologic. Are legătură cu geobadea care e în spatele locului magic. De aceea e geomorfologic. Lumesc, bineînțeles. Canionul Horabel. Este unic în județul Dâmbovița. Și nu sunt foarte multe în țară. Mai este un canion, zi-mi repede. În țară? 7 scări în munții.
Piatra Mare. Așa, foarte bine, stai jos. 10. Și mai este canionul acela din Valea Vistan. Ai făcut Valea Vistan? Nu. Da, ăla nu e în calcare, ăla e în șist. Ah, iată, în spatele ochiului magic Geo de acolo. Corect. Ne corectează ceea ce bine face. Deci avem un canion în calcar. Și acum o să lăsăm pe Geo să ne facă o mică lecție de geografie. Ia spune, Geo, cum s-a format canionul ăsta? Am mai stat de vorbă noi pe subiectul ăsta. Eu sunt uitor. Este foarte simplu. Calcarul are proprietatea de dizolvare. Deci, practic, eroziunea apei a dizolvat pereții. Observăm că sunt oarecum netezi, nu au asperități. Sunt netezi din cauza forței de frecare a apei. Acest monument face parte din partea de endocarst, adică ceea ce exocarst, scuze. Așa. De exocarst, adică carstul de suprafață. Peștera face parte din endocarst, adică carstul de adâncime. Este un relief de calcaros, de calcar, calcaros, da, sigur că da. Pe platouri, pe masive calcaroase, în masive calcaroase. Și se pare, nu știu exact anul, dar probabil atunci când a fost declarat Parcul Natural Bucegi, cred că prin 2000 sau 2001, i s-a dat titulatura de obiectiv geomorfologic. Am înțeles. El nu este foarte lung, are vreo 200-300 metri. Partea asta de canion propriu-zis. Partea de canion propriu-zis în jur de 300 de metri. 300 de metri. Mai sus avem câteva săritori. Da, sigur, valea se deschide. Da. Și nu mai... Ce facem? Continuăm? Eu am zis mai devreme că... E zăpada mare. Da. Și dacă tot suntem într-o emisiune educativă, eu zic că reușita unei ascensiuni este să și știi când să te retragi. Da, exact. Noi ne retragem, prieteni, dar voi nu plecați de la Carpe Diem, pentru că urmează, după o scurtă pauză publicitară, bineînțeles, partea a doua, și anume o altă zonă de relief de tip calcar, pentru că râul Ialomița pleacă de nu departe de zona unde ne aflăm și în afară de peștera, cea mai cunoscută, mai descrie un număr de 7 chei. Noi am mers în vreo 2-3 dintre ele, dar totdeauna le-am ignorat sau le-am amânat cheile peșterii și cheile urșilor. Cheile peșterii și cheile urșilor. Sunt foarte frumoase. Tot exocarst. Tot exocarst, am încurcă, am fractură de exo-endo. Dar hai să ne intrăm puțin să vadă și cum arată iarna. În spatele ochiului magic este Dragoș. Ce sunt mai? O emisiune Carpe Diem cu 3, chiar 4 cameramani. Este experiență. Hai să continuăm, Dragoș, te las pe tine înainte să îi conduci pe telespectatori. Eu lasă pe Dragoș să meargă el primul. Să spargă el zăpadă, nu-i altceva. E mai tânăr și oricum e nensurat. Și e nensurat, asta e ideea. Da. Deci, nu uitați, fetelor, priviți cu câtă grație acest coleg al nostru de la Salomon calcă zăpada. Dacă cumva sunt nemulțumite, asta e problema. Nu-i remarcăm, să iei câteva cadre acolo. Nu cred că mă uit la scară, nu? Nu. E mare, stai că mă bag eu primul, Dragoș. Hai un pic. Oprește, Iorec. Ok? Da, încât să te păcăresc, da. Oh, Geo, ai intrat ca uriașul din poveste, fă frumos. Care se bătea cu zmeul zmeilor și când s-a enervat foarte frumos, îl lua și l-a aruncat până la subțioare, până la țesișoare. A intrat și Geo până la buric, în zăpadă. Da. Minunat aici. Mare. E mare. Deci, e foarte interesant când îți scapă piciorul și simți că nu se mai oprește. Această zăpadă călzită de pe pereții Muntelui Bătrâna, care a stupat mare parte din ceea ce ar trebui să constituie prizele de care te folosești când urci. La un moment dat piciorul scapă între doi bolovani și am dat de genunchi până acum.
să vadă și respectatorii ce pot să însemne mica avalanșă. Da, un culoar de avalanșă. Păi mai ce am, prieteni, un exemplu de culoar de avalanșă. Ia uitați-l, cât de frumos e. Nu trebuie să vedeți pe el. După aceea, cu ce altă așa cât de frumos e. Și gândiți-vă că dacă de pe panta asta, care nu are mai mult de, ca să zic, 60 de metri până sus, cu indulgență, s-a strâns atât zăpadă, ce forță la naturii este avalanșa care îți pleacă de pe o suprafață mult mai mare. Doamne ferește, vorba aia, știi? Să bat în lemn. Doamne ferește să... Hai, da, faci și tu. Regula este într-un traseu de iarnă, prieteni. O regulă nescrisă este aceea să nu te încumezi pe trasee după, imediat după ce a nins, la cel puțin 24 de ore, unii zic chiar mai mult. Dar am citit undeva că este indicat să intri pe trasee numai atunci când brazii nu mai au niciun pic de, sau molizii, bineînțeles, niciun pic de zăpadă pe crângi. Noi în imagine avem pădurea aceasta din zona bătrână acoperită de zăpadă, deci e clar că dacă ar fi să merg pe cele citite, n-ar fi trebuit să ne aflăm aici. Noi însă aici, în momentul acesta, nu există un pericol de avalanșă, s-a scurs ce a fost descurs. Mai sus, în schimb, vara se deschide, e mult șnepeniș, asta e bine pentru că el ține zăpada, dar nu se știe ce este dincolo de șnepeniș. Cert este că, să nu mă alungeți vorba, că am o poziție foarte incomodă, cert este că iarna este cu totul altfel muntele și experiența în a merge pe zăpadă și în a studia zonele cu risc de avalanșă trebuie musai să fie încercată alături de cineva care știe și nu trebuie să fie rușine să te retragi, cum facem noi, imediat, după ce îl prindem pe geo, da? Opa, așa. Aperitoarea cea mare, da? Râul canionului este blocat de vreo 3 săritori, sau 3 praguri stâncoase. Aici este cea mai mare săritoare, cea mai mare prag. Are vreo 10 metri și în continuare era o scară de fier. Știu că este un butan din lemn. Acum, este zăpadă, Tony? Este zăpadă, ceea ce e fier. O, este perfect. Da. Asta e o săritoare care vara are undeva la 6 metri. 6 metri are? Eu unde am fost mai generos. Păi știi, există o discuție, că toți suntem aici și vis-a-vis de deschiderea acestui traseu pentru turiști. Există chiar voci care susțin că acest canion, care este atât de frumos, trebuie neapărat valorificat. Pentru că e păcat de frumusețea acestui munte să nu-l fie cunoscut și de alții. Care e părerea ta ca turist, ca salvamântist, ca om de munte? Da, ținând cont de faptul că e și eu obiectiv acum, cum să spun, protejat. Să spunem, parcul natural Bucești. Ai dori ca acest traseu? Sincer, nu. Nu. Să fie deschis, nu. 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 Totuși prezintă anumite pericole. Am văzut, da. Deci nu prea este indicat. Adică, după părerea mea, mai degrabă înclină spre un traseu alpin decât spre un traseu turistic. Da. Este clar, acest traseu a fost, el figurează în hărți, în cărțile de specialitate, ca fiind o vale alpină, cu gradul 1A, adică asta înseamnă un fel de introducere în alpinism. Da? Dragoș, ești de acord cu deschiderea traseului? Acesta pentru turiștii propriuși? Da. Da, 1-1. De ce? De ce? Explicație. În majoritatea traseelor din afara României, astfel de voi sunt deschise turismului, bineînțeles cu amenajări. Noi n-am luat în considerare amenajarea, noi am luat în considerare ce avem acum. Deci acum nu poate fi destinat turismului de mase pentru că nu este echipat. Probabil dacă o să existe un program care să-l introducă în circuitul turistic, atunci da, este. Da, dar momentan eu zic că este ceva prea forțat ca să fie destinat turismului. Așa cum este el, este un traseu interzis turismului. În schimb, pentru a fi valorificată zona, un traseu de via ferată, de ce nu, în zonă, ar fi binevenit, ținând cont că România duce lipsă de astfel de trasee care sunt portița de intrare a turistului care dorește un pic de aventură și vrea să înțeleagă ceva din alpinism fără o anumită școală.
ci pur și simplu prin câteva îndrumări, o hartă și un echipament adecvat. Se vede că nu ești însurat, vorbești mult. Aici era o scară de pier, știi? Da. Era. De fapt, dacă săpăm cei, nu știu, 6 metri de zăpadă, s-ar putea să dăm de ea. Nu avem nicio șansă. Trebuie să-i foarte mare. Trebuie să-i așa. Pare că merge. Ai, ai, ai. E bine să fii al treilea, mergi așa de lejer pe urmele celorlalți și nu depui foarte mare efort. Am ajuns al doilea. Este ultima săritoare, prieteni. Săritoarea cu bolovan se mai numește. Uitați-vă. Are acest bolovan. Vara mai este varianta să intri pe sub el și să eviți prin varianta pe care și-a ales-o Dragoș. Dar acum este astupată de zăpadă. În schimb, e foarte confortabil aici. Să stai. Merge un bivac. Merge un bivac frumos aici. Un primus, un sac de dormit foarte bun, stai aici mai confortabil decât într-un hotel de 3 stele. Da. E ok, Dragoș? E ok. Bine. Deci, asta a fost canionul, prieteni. Canionul Horabilor aici s-a încheiat. Ne-am atins, l-am parcurs. Nu continuăm pe firul voii pentru că zăpada e din ce în ce mai mare și înseamnă un efort foarte mare. Cred că, dacă ne-am gândit de la peștera, că vom parcurge în circuit această vale în vreo 4 ore, ar trebui să dublăm timpul, cel puțin 8 ore, și de obicei dau vina pe problemele mele cu stomacul, am o ceață în stomac și aș mânca o ciorbă. Hai să mergem și până aici deasupra, să vedeți că nu v-am păcălit. Oh, Dragoș! Vă dau timpul? Nu, gata, e bine, e foarte bine, da. Perfect. Asta e. Dâmbovița 3, Dâmbovița 7. Unde sunteți?
uite, ieșim acum de pe Valea Turabelor. Am întâlnit un grup de turiști din Târgoviște. Nu au fost foarte bine echipați, așa că am sfătuit să coboare. Am urcat până la ieșirea din canion. Zăpadă mare, mare de tot. Și acum venim spre cabană, despre refugiu. Da. Ai recepționat? Erau îngrijorați? Vă așteptăm refugiu cu toții la un ceai cald împreună. Opa. Un ceai cald? Terminat. Oh, da, hai la un ceai cald. Haideți să mergem la un ceai. Ne-am reîntors, prieteni, în Poiana Horabelor, de unde am plecat. Am parcurs cam o treime, chiar nu mai mult de treime din traseu, nu? Da. Jumătate? Până la ieșire, mai mult de treime. Mai mult, nu? Mai mult de jumătate. De jumătate din traseu. Asta este. Am stabilit de comun acord că e mai bine să ne întoarcem. O să încercăm altă dată. Vă spuneam mai devreme și de varianta cheile urșilor, cheile peșterii. Dacă nu sunt urme, eu am convenit, nu mă bag. N-am chef să tai urme, este ora 3 și un sfert. Va mai fi cam o oră și ceva lumină și nu vreau să merg decât, așa cum a spus colegul de la Salomon, la un ceai cald. Da, așa, sunt după voi. Da, dragii mei, păi haideți să mai discutăm o dată despre componența echipei Carpe Diem. Edi din spatele ochiului magic a revenit la cameră. Geo și Dragoș, membrii Salvamont, au fost astăzi alături de emisiuni. O să mai vină emisiunile noastre, pentru că iarna avem nevoie de oameni cu experiență care să ne arate trasee și ei sunt doi dintre ei. Și dacă Geo este însurat și eu la fel, Dragoș nu este, pe drumul de întoarcere i-am compus o mică poezie, vă dați seama cât de preocupat am fost de traseu. Și poezia sună așa: vai de mine cât ești de zvelt, ai fost azi pe Horoabe, ai grijă la un aspect, așa, să nu fii însurat de babe. Da, prieteni, asta a fost pentru săptămâna asta. Geo Badea, Dragoș, Marius și Edi din spatele ochiului magic vă spun, ca de obicei, ca până săptămâna viitoare, să fiți cuminți și să aveți grijă de cei dragi. Cele bune! Bun.